Oameni buni, bine v-am regăsit la Secretele Brașovului. Într-o vreme capricioasă și pentru foarte mulți vacanță acum, așa că profităm și noi aici la Secrete să mai dezvăluim câteva lucruri din ceea ce se întâmplă în vacanța europarlamentarilor. Pentru că am plăcerea să am alături de mine astăzi pe Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Bine ai venit, Siegfried! Bună ziua și bine v-am regăsit! Haideți să plecăm de la faptul că acum e vacanță, bun, de câteva zile, cred că numai v-ați venit în țară și v-ați relocat sau așa și așa se simte un pic de aer de vacanță și dau din casă, discutam înainte, nici în vacanță așa, nu prea există liniște pentru europarlamentari, că ei în continuare au de umblat, de făcut ceva treabă, în special în țara din care provin, să spunem așa. Așa este. Misiunea europarlamentarului este să asigure legătura dintre țară și Bruxelles, să ia la Bruxelles deciziile care sunt bune pentru români, să explice la Bruxelles ce așteaptă românii, dar și să vină aici acasă, să asculte ce așteaptă oamenii de la el și să comunice, să spună oamenilor care e situația în Europa, ce decizii se iau, în ce decizii am fost eu implicat. Și de aceea, săptămâna aceasta, zilele trecute, s-a încheiat activitatea Parlamentului European la Bruxelles și Strasburg. Ea se va relua pe 1 septembrie, dar pentru mine această perioadă nu e o perioadă în care să nu fac nimica, ci vin în țară, mă întâlnesc cu oameni, am revenit desigur la Brașov, un județ de care mă simt apropiat, soția mea este din Brașov, filiala Partidului Național Liberal Brașov m-a susținut în candidatura mea pentru alegerile europarlamentare și avem proiecte împreună cu primarul, împreună cu președintele Consiliului Județean și am venit să discutăm despre aceste proiecte. Deci viața europarlamentarului este mereu între România, Bruxelles și Strasburg. La 1 iulie a început în mod oficial noul mandat al Parlamentului European și în luna iulie, practic, am ales conducerea Parlamentului European. Ne-am organizat pentru a ne apuca de treabă de la 1 septembrie. Și un lucru este foarte important. Partidul Național Liberal a reușit să obțină mai multe poziții și de mai mare influență în structura de conducere a Parlamentului European decât oricând. Eu am fost ales vicepreședinte al Partidului Popular European, al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. Este cel mai mare grup. Noi, delegația română din Partidul Popular European, suntem a treia cea mai mare delegație, după delegația germană și după delegația poloneză, ca număr de europarlamentari. Asta înseamnă că avem o șansă bună să influențăm în favoarea României deciziile de la nivel european. Am câștigat alegerile europarlamentare în România, noi, Partidul Național Liberal, iar la nivel european, familia noastră politică, Partidul Popular European, a câștigat alegerile. Ca atare, noi suntem o forță în cel mai mare grup politic la nivel european și intenționăm să folosim asta pentru a influența deciziile europene în favoarea României. Eu am fost ales vicepreședinte al acestui grup. Asta înseamnă că stau în primul rând acolo în sala de plen acum. Vede toată lumea și e foarte bine că e așa. În Parlamentul European sunt o serie de grupuri politice. Cel mai mare grup politic e grupul Partidului Popular European, familia politică de centru-dreapta. Apoi vin socialiștii, apoi vine grupul înființat de președintele Franței Emmanuel Macron, pe structura vechiului ALDE, unde l-au dat afară pe Tăriceanu și au acceptat partidele USR Plus din România, sunt Verzii, este un grup conservator, un grup comunist și un grup eurosceptic de extremă de dreaptă cu care nu prea avem nimic în comun. Extremiștii critică, sunt gălăgioși, încearcă să blocheze, dar au un impact foarte mic în procesul legislativ. Și de aceea a fost foarte important să obținem cât mai multe poziții de conducere pentru Partidul Național Liberal. Eu, vicepreședinte al PPE, am reușit să obținem pentru România poziția de președinte al Comisiei pentru Industrie a Parlamentului European, lucru foarte important. Am reușit să obținem poziția de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și vă aduceți aminte că discutam noi chiar aici în campanie despre faptul că ne dorim creșterea subvenției la hectare pentru fermierii români și având această poziție avem o șansă în plus să facem ceea ce am promis oamenilor. Am reușit să obținem o poziție de vicepreședinte al Comisiei de Mediu, iarăși un lucru important, și coordonatorul PPE în Comisia de Transport, unde se decid proiectele de transport care vor fi finanțate din fonduri europene, iarăși este român, este coleg de al nostru.
deci poziții importante și multe pentru Partidul Național Liberal, dar acestea sunt doar instrumentele, nu sunt un scop în sine, acum ne vom apuca de treabă. Din punctul meu de vedere, care am urmărit activitățile europarlamentarilor, dumneavoastră ați fost unul dintre cei mai transparenți, mie cel puțin așa mi s-a părut, și care comunică cel mai bine. Fie prin intermediul rețelelor de socializare, fie comunicate, fie presă, fie televiziuni și așa mai departe. Și cred că și scorul cu care ați fost ales, dacă nu mă înșel, 141 din 158 de voturi, spune de destul de multe. Apropo de proiectele pe care vreți să le faceți și de faptul că sunteți aici și, cum ați spus, ați vorbit cu domnul primar, cu domnul președinte al Consiliului Județean, totuși, cred că ați venit, încă nu am rezolvat problema cu aeroportul, se lucrează, e intens aici și probabil că o să o reluăm. Deci, presupun că ați venit pe aeroport în București și de acolo ați venit pe Valea Prahovei. Și aici deja începem să avem discuții eterne. Avem discuții și avem întârzieri, întârzieri la construcția autostrăzii, dar avem și întârzieri noi în viața noastră de zi cu zi. Am venit la Brașov cu obiectivul clar de a fi la ora 12 la o conferință de presă. Am plecat la ora 9 din București, în mod normal faci 2 ore jumate, ar trebui să am timp să beau și un pahar de apă. Am întârziat cu aproape o oră la conferința de presă, am ajuns cu 1 oră jumate mai târziu decât mi-am propus, datorită lipsei autostrăzii Brașov-Comarnic. Și aici vreau să vă spun foarte clar. Autostrada Brașov-Comarnic poate fi construită pe fonduri europene, adică din bani gratis de la Uniunea Europeană. 2 ani de zile, guvernele PSD-ALDE au avut fantezii privind construcția autostrăzii Brașov-Comarnic pe parteneriat public-privat. Eu am spus de la început următorul lucru. Legea parteneriatului public-privat în România este încălcită. Nu s-a construit nici măcar un singur mare proiect de infrastructură pe parteneriat public-privat. Cine spune că vrea să facă o autostradă în parteneriat public-privat, de fapt, exact, în groapă, de fapt, spune că nu vrea să o facă. În plus, parteneriatul public-privat e dezavantajos pentru român, fiindcă parteneriat public-privat înseamnă că jumate din bani vin de la bugetul de stat, adică din taxele și impozitele noastre, de la bugetul public, și jumătate sunt aduși de un investitor privat care va vrea să-și recupereze investiția și atunci va instala bariere la intrarea pe autostradă și ne taie bilet, trebuie să plătim de fiecare dată când intrăm pe autostradă. De aceea, între parteneriatul public-privat pe care Viorica Dăncilă și guvernele PSD-ALDE l-au propus atât pentru Brașov-Comarnic cât și pentru autostrada Moldovei și fondurile europene, eu prefer fondurile europene, fiindcă aceia sunt bani gratis pus la dispoziția României, care așteaptă la Bruxelles doar să fie absorbiți. Au văzut că nu se întâmplă nimic cu parteneriatul public-privat și au spus, Viorica Dăncilă a declarat la finalul trecut de săptămână, că doresc să o construiască de la bugetul național, adică total pe banii noștri, pe taxele și impozitele noastre. Eu am reacționat imediat și am spus nu vreau să o construiți pe banii mei, când sunt fonduri europene gratis pentru această autostradă, construiți-o pe fonduri europene. Câțiva reprezentanți ai PSD au încercat să o apere pe Viorica Dăncilă spunând nu e eligibilă pe fonduri europene și eu evident am publicat toate documentele și e foarte important ca brașovenii să știe. Autostrada Brașov-Comarnic poate fi construită pe fonduri europene, este trecută în programul operațional infrastructură mare 2014-2020 și este eligibilă acolo. Este în master planul pe transport propus de Guvernul României și aprobat de Comisia Europeană și este și în rețeaua de transport europeană TNT. Deci este din toate punctele de vedere eligibilă, 1 la mână, 2 la mână, există și bani europeni pentru această autostradă. România are alocate 10,8 miliarde de euro pentru mari proiecte de infrastructură pentru perioada 2014-2020 și am reușit să absorbim, guvernele României au reușit să absorbă doar 1,7 din aceste 10,8 miliarde, deci doar 16%. Deci Brașov-Comarnic e eligibil pe fonduri europene, banii sunt acolo, avem nevoie doar de un guvern, de un ministru competent, capabil să absorbe banii, să depună un proiect, să construiască această autostradă. Dar ce să spun despre actualul ministru al transportului, domnul Cuc? La începutul anului promitea 180 de kilometri de autostradă în România anul acesta. A trecut jumătate de an și a înjumătățit prognoza la 100 de kilometri, dar vă spun că nu îi va face nici pe aceștia. La începutul lunii iulie ne amăgea spunându-ne că pe 31 iulie se va călători neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu la Nădlac, vă aduceți aminte. Eu sunt din Hunedoara și știu foarte exact că între Deva și Lugoj sunt 2 loturi care încă sunt în construcție.
nu vor fi gata pe 31 iulie, iar un al treilea lot nici măcar nu a început la un al treilea lot, nici măcar nu a început construcția, doar acum l-au scos la licitație și, surpriză, este o lucrare extrem de complexă, trebuie forate tuneluri printr-un munte, vor dura ani de zile. Deci un ministru al transportului, irresponsabil, incompetent, și lipsa autostrăzii ne afectează pe toți. Eu am întârziat când am venit la Brașov. E neplăcere, e o reducere a calității vieții, sunt costuri suplimentare pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Pericole. Pericole, oamenii își pierd viața. Statisticile arată că pe kilometru circulat, în România, oamenii își pierd viața într-o mai mare măsură decât în orice altă țară europeană. Deci securitatea cetățenilor este în pericol. De aceea mă voi implica în Parlamentul European pentru următoarele două lucruri. 1. Să obținem cât mai multe fonduri europene și după 2020 pentru construcția de autostrăzi. 2. Să simplificăm regulile pentru accesarea de fonduri europene, pentru a fi mai simplu. Și 3. Politic mă voi implica cu toată energia aici, la nivel național, în următorul an, pentru ca Partidul Național Liberal să câștige prezidențialele cu candidatul nostru, Klaus Iohannis, să câștigăm localele și să câștigăm parlamentarele, să punem în fruntea țării oameni competenți și un guvern așa cum îl merită românii, căci acest guvern ne ține pe loc. Apropo de alegerile prezidențiale din noiembrie, anul acesta, s-a discutat de ani de zile de reglementarea votului din diasporă. Și știu că și în perioada alegerilor și după alegeri, iar ați avut o poziție foarte clară despre acest lucru. Care este situația actuală a reglementării votului în diasporă? Se poate vota? Nu se poate? Da, cum o să da, fie? Da. Adevărul este că PSD-ALDE întotdeauna au avut să împiedice votul românilor în diaspora. Am văzut-o la alegerile prezidențiale din 2014, când românii au stat cu orele la cod în fața secțiilor de votare, și am văzut-o chiar și acum la europarlamentare și la referendum. Ne-au amăgit că au deschis mai multe secții, dar le-au deschis acolo unde nu au fost oameni, acolo unde nu au fost români, au dat puține ștampile, au făcut puține cabine de vot și degeaba erau multe secții, că nu se putea vota, era o gâtuială. În plus, acolo unde erau mulți oameni, mulți români, în Italia, în orașe mari, la Londra, la Berlin, la Paris, acolo secțiile au fost mici, oamenii au stat la coadă la Bruxelles și în multe alte lucruri, fiindcă oamenii vor să voteze. Și e un lucru foarte bun. Președintele României a promulgat legea, votul în diaspora a fost extins de la o zi la 3 zile, condițiile sunt mai bune, sper ca Guvernul și Ministerul de Interne să nu pericliteze implementarea legii. Noi vom promova exact condițiile de vot în diaspora până în ziua alegerilor, fiindcă oamenii trebuie să știe exact unde pot vota, cum pot vota, ce condiții trebuie să îndeplinească, dar un lucru e clar, se poate vota timp de 3 zile acum, nu doar o zi, votul în diaspora e mai simplu și de aceea rog toți românii care sunt în diaspora să iasă la vot și toți românii care au un prieten, care au o rudă în străinătate, să-i spună acum se poate vota, poți vota mai ușor, te rugăm, mergi la vot. Fac acum o scurtă paranteză, că probabil că cunoașteți destul de bine cum se votează. La un moment dat, chiar în perioada votului europarlamentar, s-a nimerit să fie în Olanda, care a votat mai repede puțin față de noi. Da. Am rămas uimit puțin de cum s-a desfășurat votul acolo, adică în sensul în care intrai cu cartea de identitate la început, unde intrai în secție. Am întrebat pe oameni dacă pot să fac o poză acolo. De ce? Pentru că existau, nu erau cabine de vot, erau niște separeuri, așa, da. N-aveau perdea, n-aveau nimica și mi-au spus că sigur, dacă nu votează nimeni, în momentul acela pot să fac poze, sigur, fără nicio problemă. Foarte relaxați. De asemenea, buletinul, nu exista ștampilă. Asta este un lucru pe care pe mine m-a frapat, că e un lucru foarte interesant ăsta, să nu-ți trebuiască ștampilă. Aveai un pix, bifai acolo, luai, îl împărtureai în două, îl puneai. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că sunt convins că dacă ar fi fost la noi în țară, erau 100 de mii de discuții într-o ladă de gunoi, efectiv. Deci era un tomberon de gunoi, bineînțeles aranjat, cu o fantă unde puteai să bagi. Totul era foarte economic din punct de vedere financiar, mi s-a părut mie. Organizat foarte simplu, și m-am întrebat și eu de ce la noi problema aia cu ștampila pierdută, furată, luată. Da, relația dintre cetățean și stat, dintre cetățean și autoritatea publică trebuie simplificată. Eu vreau ca cetățeanul să petreacă cât mai puțin timp când are nevoie de un document de la stat într-o instituție a statului. E clar că avem nevoie de introducerea
guvernanței electronice, să pot obține un document electronic. Problema în România este următoarea. În momentul de față, doar 12% din oameni folosesc servicii de e-governance și mai puțin de jumătate spun că și-au rezolvat problema electronică. Adică degeaba îți poate elibera primăria un document dacă electronic pe mail dacă nu îl poți depune la apă sau exact. La electricitate, fiindcă dincolo nu funcționează. De ce nevoie de servicii integrate? Asta înseamnă că omul va pierde mai puțin timp la primărie. Asta înseamnă că crește transparența, înseamnă că încrederea dintre cetățean și diferitele instituții publice, diferitele autorități va crește și asta înseamnă că mulți oameni avem o lipsă de forță de muncă în sectorul privat în momentul de față. Mulți oameni de care în momentul de față e nevoie în instituții ale statului, în momentul în care acolo serviciile vor fi digitalizate, transparentizate, cu reducere de cheltuieli pentru toate instituțiile, atunci acei oameni vor putea merge și vor putea ocupa un loc de muncă în sectorul privat. Deci toată lumea câștigă, de aceea și eu sunt pentru simplificare, pentru transparentizare totală în relația între cetățean și administrație publică, debirocratizare, și să poți face exact cum bine ați descris, să ai un buletin pe care să fie salvate toate datele electronic privind persoana ta și cu el să poți face toate lucrurile. Da. Dar până acolo, acum că sunteți în vacanță, dar bănuiesc că deja aveți planuri pentru ceea ce urmează să faceți din 1 septembrie când ajungeți înapoi. Și v-aș duce mai mult către partea de Brașov, pentru că da. Cu siguranță cei care ne privesc acum interesează anumite aspecte. Și ați pomenit foarte bine de autostradă și așa mai departe, ne reîntoarcem un pic și la zona aeroportului acum, care știm bine a întâmpinat niște probleme da. De ordin organizatoric, așa, licitații și așa mai departe, lucruri curente până la urmă care se întâmplă în România. Care este situația acum? Păi, mereu când vin la Brașov, aud lucruri noi despre aeroport și lucrurile se mișcă. S-a făcut licitație pentru construcția terminalului, ultimul mare hop. S-a desemnat câștigătorul licitației, unul dintre perdanți a contestat. Nimic neobișnuit, un lucru firesc, în momentul de față lucrurile sunt la tribunal, tribunalul trebuie să decidă cu privire la reevaluarea situației și se va decide câștigătorul terminalului, după care va începe construcția. Mă bucur că președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea, a decis să construiască un terminal mare, robust, solid. Au avut de ales. Facem un terminal mic sau facem un terminal mare? Ne trebuie un terminal mare sau ne ajunge un terminal mic? Și eu am spus de la început, trebuie un terminal mare. Fiindcă traficul aerian crește peste tot în Europa și traficul aerian crește și în România. A crescut cu 70% în România în ultimii 3 ani de zile. A crescut cu 24% în Europa în ultimii 5 ani de zile și va continua să crească. Oamenii vor zbura tot mai mult, de aceea dacă faci un terminal mic, până când îl dai în folosință va fi neîncăpător. De aceea vă spun foarte clar următorul lucru. Decizia de a construi un terminal mare, robust, e o decizie foarte bună. Am văzut planurile arhitectului, chiar sunt frumoase și reprezentative pentru proiectul, este reprezentativ pentru zona Brașovului. Sper să se rezolve cât mai rapid contestațiile, să poată începe lucrările și la finalul anului 2020 să aterizeze primele avioane pe aeroportul din Brașov, fiindcă asta va aduce mai mulți turiști. Asta va aduce mai multă dezvoltare economică și Brașovul are nevoie de 2 mari proiecte de infrastructură pentru a-și atinge potențialul. Aeroportul și autostrada Brașov-Comarnic, de vreme ce la autostradă nu se întâmplă nimic, speranța rămâne aeroportul. Și după cum am spus, deși există impedimente, contestații și mai departe pe care bine le-ați descris ca fiind inerente, vestea bună e că se fac progrese mai mari decât oricând, mai susținute decât oricând și chiar cred că într-un an, un an jumate vom avea acest aeroport la Brașov, spre deosebire de autostradă, despre care vă spun cu acest guvern, nu știu când o vom avea. M-ați întrebat, ați spus, știm că aveți proiecte, vă veți apuca de treabă la 1 septembrie, realitatea este că deja m-am apucat de treabă și chiar săptămâna aceasta, în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, am prezentat prima mea propunere legislativă prin care am cerut alocarea a 8,2 milioane de euro pentru despăgubirea a 3 județe din nord-estul țării afectate de inundații în ultimul an. La finalul anului 2018, inundații masive au afectat județele Suceava,
Neamț și Bacău, iar luni, săptămâna aceasta, în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, eu am cerut alocarea 8,2 milioane de euro pentru a despăgubi oamenii afectați de inundații. Susținere largă pentru propunerea mea va fi votată în plenul Parlamentului European în luna septembrie și banii, ca urmare a acestei propuneri ale mele, vor veni în România până la finalul lunii septembrie. Pentru mine a fost foarte important să fac în Parlament acum exact ceea ce am promis oamenilor înainte de alegeri în campanie, adică să mă apuc de treabă în prima zi. Da. Trecând puțin de la zona asta, sunt diferite zvonuri în piață legate și de actuala, să zicem, mișcare politică vis-a-vis de desemnarea președinților, desemnarea candidaților pentru președinția României, faptul că Aldeș a stabilit candidat propriu, PSD-ul propriu, Pro-România propriu, probabil propriu și ei și așa mai departe. Și din punctul acesta de vedere știm bine că în anii electorali tot timpul există mișcări economice destul de puternice. Bun, au trecut cele locale, urmează prezidențiale și la anul o să avem locale parlamentare. Cum se vede din punct de vedere economic sau cum credeți că prin ce ar trece România acum din punct de vedere economic după așa o creștere economică fenomenală, dar și o inflație pe măsură, cam încotro se duce din cum se vede de la Bruxelles lucrul ăsta? România a avut creștere economică foarte bună. Din păcate, această creștere economică a fost bazată numai pe consum, pe cheltuială, pe banii noștri și nu pe investiții. Guvernul, 2 ani de zile, s-a tot lăudat, iată ce mare e creșterea economică, însă, din păcate, ei nu au investit, nu au întărit economia, nu au îmbunătățit infrastructura. Aceste lucruri erau necesare pentru a atrage investitori, pentru a avea creștere economică și în viitor. Dacă nu ai investiții astăzi, nu poți avea creștere economică și în viitor și de aceea, ca urmare a măsurilor actualului guvern, creșterea economică încetinește și acesta este un lucru rău. În plus, oamenilor nu le-a rămas mult în buzunar de pe urma acestei creșteri economice. Pentru a ține creșterea economică artificial la un nivel mare, pentru a ne spune iată indicatorul acolo, iată ce bine îți merge, pentru a ține creșterea economică la un nivel mare, au trebuit să pompeze bani în economie, în consum. Luați de undeva și banii aia. Luați din celălalt buzunar al nostru. Asta a generat inflație. În urmă cu 2 ani jumate, când PSD-ALDE au venit la guvernare, rata inflației în România era 0%. Acum suntem țara europeană, de 6 luni de zile deja, cu cea mai mare rată a inflației, peste 4%. Asta înseamnă că de la lună la lună cumpărăm cu venitul fix pe care îl avem tot mai puține lucruri de la alimentare, punem tot mai puțin litri de benzină sau de motorină de la pompă pentru o sumă fixă de 100 sau 200 de lei. Deci oamenilor nu le merge mai bine, din păcate, în ciuda creșterii economice care a existat. Creșterea economică acum, fiindcă nu au investit, se încheie și mi-e teamă că deficitul a fost prea mare, au risipit bani. Mi-e teamă că prețul împrumutării României, prețul României de a se împrumuta va fi mare. România va trebui să plătească o rată mare a dobânzii pentru a-și acoperi datoria publică și asta înseamnă că guvernanții care ne-au îndatorat vor plăti o dobândă mare pentru a-și satisface capriciul, dar o vor plăti din taxele și impozitele noastre. Există și soluții. O soluție este atragerea fondurilor europene care ni se cuvin. Atragerea fondurilor europene pentru a îmbunătăți infrastructura. Atrăgând fonduri europene, construiești, creezi locuri de muncă în construcții și în toate sectoarele colaterale. După ce construiești autostrăzi, reabilitezi căile ferate, infrastructură energetică, infrastructură digitală, îți vin investitori și atunci se generează o creștere economică sănătoasă, bazată pe investiții într-o economie puternică și competitivă. Acesta este modelul pe care eu îl susțin, este modelul de dreapta pe care noi, Partidul Național Liberal, îl susținem, o creștere economică responsabilă, bazată pe creșterea investițiilor, astfel încât oamenii să o simtă pe termen lung. Mi-e teamă că PSD-ul a dus țara în direcția greșită și mi-e teamă că asta ne va costa. Tocmai de aceea spun, din punct de vedere politic, orice săptămână pe care actualul guvern o petrece în plus la Palatul Victoria, va crește costul facturii pentru români. De altă parte, dumneavoastră ați început foarte bine când ați spus, suntem în an electoral, de obicei asta înseamnă pomeni. Exact. De obicei guvernele în an electoral fac pomeni. Dacă mai au din ce. Adevărul este că credibilitatea guvernului PSD-ALDE este atât de mică în momentul de față, încât
oamenii angajați în sectorul public, pensionari dezamăgiți, cărora nu le merge mai bine, nu vor mai reacționa la aceste pomeni. Deci, practic, îndatorează țara, fac risipă, dar ei nu vor mai câștiga politic nimic, de aceea sper să nu o facă. PSD-ul este total decredibilizat și pe plan european, datorită comportamentului anti-european, datorită atacurilor la justiție, și oamenii vor ști foarte exact în toamna acestui an că vor avea de ales între Klaus Iohannis pe de-o parte și Viorica Dăncilă de cealaltă parte. Klaus Iohannis, un lider politic cunoscut, respectat, apreciat în Europa, Viorica Dăncilă e izolată în Europa, Klaus Iohannis care s-a luptat cu Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă care l-a susținut pe Liviu Dragnea și a fost susținută de Liviu Dragnea, Klaus Iohannis care vrea cu Europa, Viorica Dăncilă care vrea ca la Tellerman, Klaus Iohannis care vrea justiție, vrea dreptate, Viorica Dăncilă care e captiva trupelor din PSD. Deci confruntarea e clară și românii, când vor avea de ales între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, sper că vor ști ce să facă. Până atunci mai mâncăm o pâine bună, cum spune românul. Domnul Zifir Mureșan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului și vă doresc să aveți o scurtă vacanță liniștită măcar. Mi-a făcut plăcere, mă bucur că v-am revăzut, toate cele bune și pe curând. Oameni buni, atâta pentru prima parte la Secrete. Luăm o scurtă pauză și ne revedem.